CFA România lansează un proiect de educație financiară pe TikTok. Tinerii din generația Z ar urma să afle mai multe despre cum își pot organiza bugetul de călătorii, despre profesiile viitorului, monetizarea pasiunilor lor și ce înseamnă un buget pentru distracție. Influencer cu o comunitate vizibilă pe TikTok și invitați și experți din cadrul CFA România vor împărtăși din experiențele lor. Principalul subiect de interes pentru dezvoltarea generației Z sunt educația financiară și investițiile, cu un procent de 53%. Banii reprezintă motivația principală în alegerea unei cariere pentru 55% dintre aceștia, arată un studiu Insights Pulse Z. Mergem la Andreea Sarca, membru Econosofia. Bun găsit și mulțumim pentru prezența la Alef Business. Iată, un subiect tare fain, vorbim de educație financiară. Statisticile nu sună bine aici, da? Ultimul loc în Uniunea Europeană la acest capitol. În schimb, generațiile tinere, noi, vin din urmă, vor să fie autonomi, vor să-și deschidă propriul business, însă evident se lovesc de tot felul de obstacole, lipsa unei educații financiare în primul rând, lipsa sursei de educație financiară, lipsa banilor, a mentorilor, din ce am mai vorbit, la ce câștig azi. Și mai multe despre această campanie, te rog să ne spui tu, în primul rând, de ce pe TikTok? Bună seara, mulțumesc și eu de invitație. Am ales platforma de social media TikTok pentru că este una dintre cele mai folosite de către generația Z. Și de ce ne-am gândit la generația Z? Este nevoia de cunoaștere, dar mai ales cea de învățare din surse veridice în ceea ce privește educația financiară. Zilnic, datorită rețelelor de socializare, primim foarte multă informație care nu este curatoriată și pe care ne este foarte greu să o filtrăm. Astfel ne-am gândit să oferim celor din generația Z și nu numai, într-un mod dinamic, cunoștințe de care au nevoie pentru a-și începe călătoria către independența financiară. Există niște vectori de imagine pentru că știm cum funcționează, avem nevoie de niște influenceri, avem nevoie de o campanie bine pusă la punct, avem nevoie de un target, bine, targetul l-am înțeles, generația Z și nu numai, dar bineînțeles asta e main targetul. Deci cum ați făcut selecția influencerilor, care sunt ei și cumva, eu știu, care sunt principalele trei direcții, să spun, cu toate că le-am simțit așa, dar am vrea să le mai auzim. Păi, să încep așa, tot mai mulți tineri doresc să aibă sursă de venit chiar de pe băncile facultății. Sau chiar înainte de începerea acesteia, cum este Răzvan Mihăiescu, care s-a alăturat campaniei și el este cel mai tânăr investitor de pe bursa românească, investind chiar de la 14 ani. Astfel de persoane fac parte din campanie, alături de influenceri pe care i-am ales datorită faptului că au un impact asupra publicului către care ne adresăm. Am să vă las pe voi să descoperiți care sunt aceștia. Hai zile să măcar unul acum, unul. În afară de Răzvan, care a mai și fost un pe la influencer. Noi. Uite, am să vă spun de cineva din bordul CFA și cel mai tânăr membru al asociației CFA, Cosmin Paraschiv. Chiar el începe această serie a campaniei noastre. Și care este un membru, să zic și eu, din generația Z care se află în asociația CFA. În afară de numărul de like-uri, share-uri, știu eu, toate reacțiile de pe TikTok, v-ați gândit la un mod sau există o modalitate prin care să realizăm ce efect are campania asta în plan concret? Adică câți oameni dintre cei care interacționează cu postările și care le văd își vor îmbunătăți până la urmă măcar un pic latura asta de gestionare a finanțelor? Cred că ne vom baza pe crearea unei comunități de tineri care să interacționeze și pe care să-i vedem, să zic, destul de des pe profilul nostru și care ne urmăresc videorile. Astfel, prin interacțiunea cu ei, mai ales că noi suntem destul de dinamici, dăm comentarii, like-uri, distribuim mai departe ceea ce vedem, cred că vom regăsi și informații privind care este impactul campaniei asupra lor.
Mulțumim tare mult, mult succes cu această campanie, foarte faină când e vorba de educație, nu mai contează, financiară sau în alte domenii, e binevenită. Și cred că o zonă puțin explorată totuși pe TikTok, de regulă sunt alt tip de postări și cred că e loc de educație financiară e și loc. Nevoie, mai ales nevoie. Mulțumim tare mult!